Situație îngrijorătoare în agricultura ialomițeană. Culturile de toamnă sunt afectate de lipsa precipitațiilor în proporție de 90%. Seceta a pârjolit culturile și fermierii se plâng că nu mai au ce culege. Nu a mai plouat de jumătate de an, iar înghețul de la jumătatea lunii martie a distrus aparatul foliar al grâului. Plantele nu au înfrățit și ar fi trebuit să aibă o înălțime de aproximativ 30-40 de centimetri. Cât privești, solurile sunt pârjolite din cauza lipsei de precipitații. Inginerul agronom Marin Nedu a semănat în Căzănești 550 de hectare cu grâu și 250 de hectare cu orz. Pentru aceste culturi, totul este pierdut din cauza secetei. Situația este chiar foarte gravă, puteți spune, mai ales dacă ne uităm puțin și în perspectivă. Avem secetă extremă, da. Vorbim de o jumătate de an fără precipitații. Ce este particular acum, condițiile în care debuta seceta, că din toamnă putem spune că stăm în așteptare să vină o ploaie, iar că s-a perpetuat această atmosferă uscată cu mici ploicele, doar așa, doar de amăgire, care a culminat în data de 15 martie cu un îngheț de noapte de minus 9 grade, pe fondul diferenței mari de temperatură, 24 la minus 9 grade, partea vegetală, aparatul foliar al culturilor de grâu, rapiță, a fost puternic afectat de acel ger. Acum, situația de a pierde aparatul foliar pe timpul iernii era întotdeauna, era ceva obișnuit în zona noastră. Problema este că revenirea din această stare nu s-a mai putut realiza datorită lipsei de apă din sol. La ora asta există o brumă de apă în sol, că vedeți, plantele se străduiesc să supraviețuiască, a renunțat la toți frații care au avut, a rămas pe planta principală și asta ofilită și speră, luptă să facă măcar câteva boabe ca să-și perpetueze specia. Aceste plante, la acest moment, la ce înălțime sau cum trebuiau ele de fapt să arate, să se dezvolte? La ora asta plantele ar fi trebuit să fie aproape în burduf, să ajungă în 30-40 de centimetri, poate chiar mai mult, și ne dădea, cum să zic, speranța unei producții realizate, că până în 15 martie culturile arătau excelent. Și am tot trăit cu speranța că vremea va reveni la normalitate și se va normaliza regimul de precipitații. Ia că nu. Problema este că nu știm când se va încheia nici fenomenul ăsta de secetă, nici celălalt fenomen. Deci sunt pe termen nedefinit și nu știm cum să reacționăm. Cu grâu am 550 de hectare și orz 250 de hectare. Nu îmi pun speranța că o să mai realizez producție, fără că am mai avut situația asta. Deci, practic, pentru aceste culturi este un an pierdut. Că, să zicem, că va veni o ploaie peste 2-3 zile și vom mai face 100-200-500 de kilograme la hectar, că vedeți, sunt petice, după cum a fost zăpada de la falsul la viscol care l-am avut, după cum s-a strâns zăpada și mai are cu ceva mai multă umiditate. Dar speranțe de a face producții nu mai sunt. Fermierii vorbesc despre un fenomen meteo bizar și trag un semnal de alarmă. Alternanța foarte mare de temperatură de la zi la noapte este specifică deșertului. Că vis-a-vis de seceta asta specială care se manifestă acum, pe mine asta mă îngrijorează. Secetă, dar avem o alternanță foarte mare de temperatură de la zi la noapte, caracteristică deșertului. Am văzut când a fost vântul ăla de o săptămână, particule de sol dislocate din niște parcele unde terenul a fost mai pulverizat și dus, că e undeva aici, mai spre Ciochina, deja s-a manifestat ca nisipul din deșert la vânt. Ori astea sunt niște semne că nu văd nici specialiștii care nu mai sunt față, nu dă niciun fel de explicație, niciun fel de perspectivă, în afară de meteo de la dat pe câteva zile. Nu prea mai avem niciun fel de alte analize pe termen lung. Probabil că le e teamă și lor să se exprime de ceea ce poate fi. Pentru că e dezastruos. Da, e dezastruos pentru că, vedeți, aici o zonă întreagă, asta este ocupația de bază, de asta ce avem resursele,
Aici s-au investit foarte mult la nivel de fermier și la nivel de județ. Cheltuielile sunt mari, toată lumea a acționat cu hotărâre în a face treaba. Probleme sunt și cu înființarea culturilor de primăvară. Cum pământul este uscat, agricultorii se gândesc să amâne semănatul pentru a evita noi pierderi. De aici urmează să semânțez orum. Stau în dubiu, rațional ar trebui să stau să aștept, dar valul zice că se face să cultivăm ultima palmă de pământ, că așa e bine. Sunt zicale de asta. Ce să facem aici, că uitați, este uscat până la circa 10 cm, unde vedeți, e un pic de revenel. E un pic mai reavăn, dar este foarte puțin. Dar este pe un strat de câțiva centimetri. După aia, sub el, este iar uscat. Că dacă ar fi fost și în profunzime ceva umiditate, era o speranță că apa urca. Așa nu, asta va reuși să facă cultura să răsară și după aia să rupe filmul. Dacă ar veni ploaie, ar fi excelent. Că de-aia zic, ori să stăm să așteptăm să vină întâi ploaie, dacă vine zan și ploaie, putem să semănțăm fără probleme, că timp mai este, ori să ne aruncăm în riscul să sperăm că o să fie ploaie. Dar tot așteptând de asta toamnă până acum, parcă nu mai sunt speranțe. Riscul e destul de mare. Riscul e 99%. Adevărat că am mai putea aștepta până la 1 iunie să poate însămânța, că altfel facem risipă de o groază de resurse pe care la anul când se va normaliza, sper, în situația, va fi foarte greu să le repunem în practică. Deci ne paște și o criză alimentară. Criza alimentară depinde de deciziile care se iau la nivel central, nu știu ce speranțe le putem pune în decizii eficiente, dar faptul că am mai avut secetă și nu este chiar la nivel de țară, nu e la nivel general, zona asta e cea mai afectată, aici de Bărăgan. În vest am înțeles că nu e chiar așa situația, chiar și în zona Olteniei, asta e un lucru bun. Și o speranță că cei care vor fi puternic afectați din această zonă vom fi poate într-un fel ajutați mai consistent de către guvern pentru a relua producția viitoare. Fermierii afectați de seceta extremă pot depune înființări la primăriile pe raza cărora se află terenurile pe care le lucrează. În data de 8 aprilie a apărut ordinul prefectului județului Iarlumița privind constituirea Comisiei Județene pentru constatare și evaluarea pagubelor produse culturilor agricole de lipsa de precipitații. Cetățenii, nu numai cetățenii din Căzănești, toți agricultorii, atât persoane fizice cât și persoane juridice, trebuie să completeze o înștiințare, acesta este modelul, începând de luni îl vor găsi pe site-ul primăriei Căzănești, vor completa această înștiințare, noi la rândul nostru o vom transmite pe mail la Direcția Agricolă. Direcția Agricolă va constitui o echipă care va veni în control să constate cele semnalate de agricultori. Din cunoștințele dumneavoastră și din ceea ce ați discutat cu agricultorii de aici din zonă, situația este destul de gravă la acest moment. Da, datorită secetei excesive și datorită faptului că nu a mai plouat de 7 luni de zile, toate culturile de toamnă, rapiță, orz, ovăz, orzoaică, sunt compromise în proporție actual de 90%, dar dacă nu va mai ploua, în 2-3 săptămâni va fi în proporție de 100%. Sunt parcele, sunt culturi care deja la ora actuală sunt compromise în procent de 100%. Vedeți, fermierii sunt în situația acum de a-și plăti salariații, de a achita credite care le-au luat pentru investiții de la bănci, de a plăti alte taxe și impozite, de a susține activitatea din fermă. Și cel mai mult e problema salariaților, care oricum i-am spus din iarnă, să zic așa, că n-am avut de lucru, dar i-am plătit la zi și am spus. Acum, ia că și în vară se creează situația de a nu avea de lucru. Nu știu care va fi soluția în acest, așteptăm de la guvernanții noștri să dea o soluție rațională, corectă în acest punct de vedere. Că altfel ne
închidem porți, ne prăbușim în propria activitate și cred că nu e în interesul nimănui. Încă o dată fac apel la competența celor care vor analiza această situație. Că la politicieni avem puține pretenții de a analiza corect situația. Seceta extremă va determina cel mai probabil și o creștere a prețului produselor alimentare.